Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem pe data de 20 iulie 2023 și iată, am florit și la mine de vreo câteva zile floarea soarelui. Și avem și un cules bunicel, dar nu asta vreau eu să vă arăt, ci haideți că mergem la stâlp și vă arăt acolo. Am ajuns la stupină, la albinuțe. În această perioadă nu prea le deranjez. Ele sunt în plin cules acum. I-am pregătit eu cât de cât, dar ce vreau eu să arăt este o diferență, fiindcă tot s-a făcut că reginele roșii, reginele negre, bine. Eu am și una și alta și, în primul rând, vreau să vă arăt, aici este o regină neagră, care are 24 de rame. În partea aceasta am 3 regine roșii. Cred că și se și observă diferența, fiindcă în timpul culesului albinele sunt un pic diferite. Iată, albina e roșie. Și aici ne dăm înapoi că deranjăm. Problema este că aceste colonii cu albine roșii au o cantitate de culegătoare mult mai multă decât cele negre. Plus, la cele negre se blochează cuibul cu nectar. Se blochează cuibul cu nectar și vor avea de suferit în privința cantității de albine de iernare. Bun, voi fi și eu curios să văd care va fi diferența. Aici sunt 2 roișori, va trebui să măresc un pic urdinișul, deci am și venit să le fac un pic mai mare deschizătura. Cam atât vreau să vă arăt, sunt în plin cules, nu umblu la ei, nu prea am ce să le fac în această perioadă. După ce se termină culesul, trebuie extras mierea și pregătit cuibul pentru creșterea albinei sau pregătirea pentru iernare. Cam atât, până data viitoare, numai bine!